Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Suntem într-o perioadă de vacanță pentru unii, însă pe aici, pe la noi, prin Europa, jucătorii sunt, cum se mai zice pe la noi, într-o bine meritată vacanță. Însă fotbalul nu se oprește, pentru că prin alte părți ale lumii, prin alte părți ale globului, chiar și ale Europei, se mai întâmplă câte ceva. Se mai joacă unele competiții, așa că o să încercăm să vă ținem ocupați și în aceste zile de vacanță, în măsura posibilităților noastre, evident. Așa că pentru astăzi și pentru mâine abordăm competiții pe care le abordăm rar spre deloc în timpul sezonului, dar asta s-ar putea să nici măcar să nu fie foarte rău. Începem cu un meci astăzi care e cumva aproape de noi. Da, vorbim de o echipă a României, sub 19 ani, dar despre care Mihai Stoichiță spunea că e o mare promisiune și că încerca într-un fel să panseze cu echipa asta sub 19 ani rănile produse de echipa mare și un pic și de echipa de tineret. În fine, vorbim de un campionat european. Totuși e un turneu final de campionat european. Echipa este echipa noastră sub 19 ani, este antrenată de Adrian Văsâi și supervizat așa de Florin Bratu, care este și el acolo în Slovacia. Debutează echipa noastră cu Italia. Ok, un meci cu Italia sună bine dintr-un punct de vedere, sună rău din alt punct de vedere, la orice categorie de vârstă vorbim noi aici. Suntem în faza grupelor, evident, Slovacia, echipa gazdă, și Franța mai sunt în grupa noastră. Grupa e grea, însă obiectivul nostru este locul 3 în această grupă. O, ar trebui să fie și locul 3, sigur că putem să ne gândim și la mai mult. Obiectivul nostru este locul 3, care asigură calificarea în play-off-ul pentru mondialul sub 20 de ani. Asta e un obiectiv care poate fi, să zicem, atins. Teoretic, că obiectiv posibil de atins era și locul 1 în grupă în Liga Națiunilor. În fine, hai să vedem. Ne uităm aici și vedem, evident, Italia e favorită. N-avem... Nu cred că există vreo categorie de vârstă, poate pe la 5 ani, dar astea nu se contabilizează, în care noi să pornim favoriți la fotbal în fața italienilor. E favorită cumva, dar hai să fim și noi, să gândim și noi, vorba lui Gică Hagi, puțin pozitiv. Ceea ce vedeți aici sunt golurile marcate de echipa noastră sub 19 ani, tricolorii nu mici, foarte mici. Ultimele 10 meciuri, practic în 2 ani, am ajuns la europeanul ăsta sub 19 ani. După ce am câștigat o grupă cu Islanda, Georgia, Croația, nu o grupă facilă, și în meciurile astea pe care le vedeți aici, doar în unul singur, cel de jos de aici, cu Islanda, România nu a reușit să marcheze, dar atunci lucrurile erau în mare rezolvate. Hai să fim pozitivi, spuneam, hai să fim super și să mergem pe o reușită a echipei noastre. Cota e foarte bună, peste 0,5 goluri România, gol marcat de România, așadar este de 1,60. Bun, din Europa trecem oceanele și ne ducem într-un fotbal wow, dar într-un fotbal pe care noi aici îl analizăm destul de rar, îl privim așa și așa, iar aici la Super Pariuri nu cred că l-am abordat vreodată, fotbalul din Brazilia. Mergem la campionatul, la Serie A, prima ligă din Brazilia. Etapa este cu numărul 13, să vedem pentru cine va fi cu ghinion. Santos Bragantino e meciul pe care vi-l propunem. Santos și Bragantino sunt cumva vecine de clasament. De aici au amândouă 17 puncte, de aici și ușorul echilibru care există în cotele generale. Bun, sunt jucători de urmărit în ambele echipe. Brazilia e o piață emergentă, așa, în derulare. Întotdeauna e o piață, întotdeauna se găsesc fotbaliști. La Santos este un fotbalist de 16 ani, Kaiki, care e urmărit de toate cluburile importante din Europa. Ok, hai să vedem, dincolo de aceste cote generale, ce am putea să alegem noi aici. Vedem
ultimele 5 meciuri directe dintre cele două echipe. În 4 din ultimele 5 meciuri directe, rezultatul a fost egal. Au fost de 3 ori a fost 1-1, o singură dată a fost 2-2. Cele două echipe sunt vecine de clasament, au același număr de puncte. Egalitatea asta pare să fie zodia acestei partide. Hai să mergem și noi pe ea. Forțăm un pic. X-ul întotdeauna este riscant, dar la cota asta de 3.25, eu zic că merită. Din Brazilia trecem, învârtim așa globul și ajungem în Statele Unite. Dacă în Brazilia se nasc starurile fotbalului mondial, posibile staruri ale fotbalului mondial, în Statele Unite se cam pensionează. Dar e interesant și fotbalul de acolo, din Statele Unite, din Major League Soccer, fiindcă Statele Unite e calificată la campionatul mondial. Ceea ce înseamnă că e o echipă importantă pe harta fotbalului. E un fotbal important pe harta acestui sport în lume. LA Galaxy, Portland Timbers e meciul pe care vi-l propunem noi aici, cu LA Galaxy favorită, jucând și pe teren propriu. Se joacă noaptea de sâmbătă spre duminică, la miezul nopții. Chicharito l-ați recunoscut probabil, Douglas Costa sunt starurile celor de la LA Galaxy. Uitați-vă puțin la cotă, 1.72 este cota celor de la LA Galaxy. Și vă arătăm imediat altceva. Portland are doar 15 puncte în ultimele 15 etape, în partea inferioară a clasamentului. Dacă aveți acest grafic, ne explică ceva mai bine. Așa că ideea noastră pentru meciul ăsta este LA Galaxy. Ne ducem pe victoria echipei din Los Angeles pe cotă de 1.72. Iar din cele trei evenimente pe care le-am depistat noi în această zi de sâmbătă, am conturat așa și un super bilet, să zicem, pe ideile pe care le-am avut noi din Italia, România, la sub 19 ani, la europeanul de sub 19 ani, din Santos Bragantino din Brazilia și din LA Galaxy Portland din Statele Unite. Cota totală pentru acest bilet este de 8.94.